Bună dimineața! Cred că este primul live pe care îl fac pe Facebook. Însă îl fac pentru a vă spune foarte puține cuvinte despre importanța bisericii. Trăim într-o vreme cu foarte multe oportunități și pentru mulți oameni aceste multe oportunități și multe opțiuni, chiar și în ce privește, cum zicem noi, mersul la biserică, ridică dificultăți, nu? La care biserică să te duci, să te denominații, să te religii, poate mai bine ar fi să nu te duci nicăieri, să nu faci parte din nicio comunitate. Simplu fapt de a fi parte din trupul lui Hristos sau simplu fapt de a fi legat de Domnul Iisus Hristos, de a crede în Domnul Iisus Hristos, înseamnă să iubești trupul Domnului Iisus Hristos. Deci să spui că iubești capul, adică pe Hristos, dar urăști trupul sau ignori trupul Domnului Iisus Hristos, este foarte, foarte grav. Dar care sunt câteva motive, dincolo de cum să zic, greutatea pe care o avem atunci când ne gândim, domnule, care o fi biserica adevărată, la care biserică să mă duc sau din care biserică să fiu parte, cel mai important lucru este să fii biserica, da? Noi suntem biserica. Biserica nu e o clădire, nu e un cult, nu e o denominație, nu e o structură religioasă. Biserica este un grup de oameni care se strânge în numele Domnului Iisus Hristos să facă lucrurile pe care le-a poruncit Hristos. Dar de ce să faci lucrul ăsta? De ce? Păi probabil că cel mai important lucru este să observăm că în Biblie moartea Domnului Iisus Hristos este legată de biserică. Hristos a murit pentru biserică, s-a dat pe sine pentru biserică. Și a ignora lucrul ăsta este grav. Noi vorbim foarte mult despre relația individuală cu Domnul Iisus Hristos. Însă Hristos spune că a murit pentru biserică. A iubit-o și s-a dat pe sine pentru ea. Mai mult, El spune că o sfințește biserica și o curățește ca să o înfățișeze fără prihană, sfântă, fără pată, fără zbărcitură înaintea Lui. Așadar, biserica este proiectul Domnului Iisus Hristos. Biserica este modul în care Hristos lucrează în această perioadă a Harului. A ignora biserica, adunarea Domnului Iisus, înseamnă să ignori locul acela în care Dumnezeu a hotărât să lucreze în cei credincioși. Să-i sfințească, să-i desăvârșească, să le vorbească, să-i călăuzească și așa mai departe. Și lucrul ăsta este foarte grav. Foarte grav, iar mulți oameni care jonglează cu retorica asta, nicio biserică nu e adevărată, sunt prea multe biserici, sunt prea multe denominații, nu știu la care să mă duc. Oamenii care se joacă cu retorica asta, se lipsesc pe ei înșiși, dacă sunt credincioși, bineînțeles, se lipsesc pe ei înșiși de harul de a face parte dintr-o adunare în care să fie hrăniți, să fie călăuziți, să fie păstoriți, să fie iubiți, să fie învățați, să trăiască în legătura frățească, un loc în care să li se împlinească, în primul rând, nevoile spirituale, pentru că așa a hotărât Dumnezeu. Gândiți-vă doar la faptul că Hristos a dat toată autoritatea Lui bisericii. Hristos n-a dat autoritatea unui individ, a dat autoritatea bisericii. Darurile Duhului Sfânt sunt date bisericii. Botezul cu Duhul Sfânt a fost revărsat peste biserică. Plinătatea Duhului Sfânt, umplerea Duhului Sfânt, întotdeauna este dată adunării, grupului de credincioși strâns la oaltă. Prezența Domnului Iisus Hristos este promisă bisericii. Dacă citești toate epistolele Noului Testament, ele fie sunt scrise unor biserici, fie unor păstori a bisericilor, da? Cum e Tit 1, 2 Timotei. Așadar, dacă te uiți în Scriptură, e foarte greu să nu vezi faptul că biserica este în planul lui Dumnezeu. Biserica este modul în care Dumnezeu a hotărât să lucreze. E imposibil de ratat lucrul ăsta. Să scoți tot pluralul ăla sau să scoți evident faptul că epistolele sunt scrise în biserici, chemarea dată de Dumnezeu pentru a împlini planul lui este dată bisericii, să scap din vedere lucrul ăsta este fatal. La propriu, și să transformi toată Biblia într-o chestiune singulară, individuală, particulară. Bine că am eu o relație cu Domnul Iisus Hristos, bine că sunt eu mântuit, binecuvântat, n-am eu treabă cu alți credincioși, cu alte biserici. E imposibil așa ceva. Deci e imposibil. Dar, da, pe lângă faptul că Hristos a mântuit biserica, Hristos sfințește biserica, Hristos va veni să-și ia biserica, Hristos nu va veni să ia indivizi separat. Da? Scriptura, când vorbește despre răpire, despre întâlnirea noastră cu Hristos, vorbește despre o strângere a noastră la oaltă, a celor care am fost în Domnul Iisus Hristos. Hristos nu se va duce particular după unul sau altul și să zică, a, și tu ai fost credincios, și tu ai fost credincios, haideți. Nu. Sunt dovezi nenumărate în Sfânta Scriptură că biserica este în planul lui Dumnezeu. De aceea,
opinia mea este că duminică dimineața și dimineața aceasta, toți credincioși adevărați ar trebui să trezească, să îmbrace la timp, să pregătească și să se ducă într-un loc în care se cheamă numele Domnului și în care sunt copiii lui Dumnezeu și să închină acolo. Hristos a promis prezența lui bisericii și a promis atâtea alte binecuvântări. Lucrul ăsta nu se poate face stând acasă, da? Poți să stai acasă, să asculți o predică, să-ți pui o cană de ceai pe masă, stai relaxat cu picioarele sus pe fotoliu și să zici: Domnule, eu particip la biserica locutoare, dar pe internet. Imposibil lucrul ăsta. A face parte din biserică înseamnă să te duci să fii acolo, împreună cu ei, da? Să simți mirosurile lor, să le vezi fețele lor, să le vezi atitudinile, bucuriile, supărările și așa mai departe. Să faci parte dintr-un trup, da? Nu poți să fii, nu poți să fii dezbinat. Indiferent cât bine ți-ar aduce o predică, cât bine ți-ar aduce un program pe care, al unei biserici pe care îl urmărești pe internet, indiferent cât bine ți-ar aduce, nu îți poate aduce atâta bine cât îți aduce prezența ta în adunarea credincioșilor. Este imposibil. Așa a rânduit Dumnezeu lucrurile. El a hotărât să dea binecuvântările lui, nu uitându-mă eu pe internet. Mă uit pe internet la o predică, vine Duhul Sfânt peste mine. Sunt umplut, sunt sfințit, sunt desăvârșit, sunt maturizat. Se întâmplă multe lucruri. Nu zic când asculți o predică sau un studiu sau o slujbă și așa mai departe. Dar nu se compară cu a fi parte dintr-un trup local, da? Dintr-o adunare locală. Și lucrul ăsta este și o smerenie pentru noi. Este o smerire pentru noi. Faptul că sunt acolo oameni poate de care nu ne place, oameni cu care nu avem multe lucruri în comun, oameni care poate ne-au greșit în unele privințe, asta înseamnă o smerire. Dom'le, mă duc acolo, în ciuda faptului că sunt atât diferenți între noi, eu personal cred că mă diferențiez enorm de toți oamenii care sunt biserică. Dar există ceva care ne strânge pe toți împreună. Și este credința noastră în Domnul Iisus Hristos. Faptul că El ne-a mântuit pe toți și credința în Domnul Iisus Hristos, da, aspectul acesta vertical, creează o realitate orizontală. Creează legătura frățească care este orizontală. Creează dragostea care este orizontală. Creează unitatea care este orizontală. Și Hristos spune că lucrul ăsta îi va face pe oameni să conștientizeze prezența Lui și să conștientizeze că El este Hristosul, Fiul Dumnezeului, care a fost trimis pe pământ ca să săvârșească mântuirea noastră. Asta e realitatea. Realitatea credinței în Domnul Iisus Hristos, care este pentru fiecare credincios cea mai importantă realitate, va crea o comunitate, va crea o legătură, va crea o unitate, va crea o dragoste între credincioși. Repet, noi nu putem joncla cu retorica pe care o auzim astăzi la foarte mulți oameni. Mă scuzați, nu avem nevoie de biserică, suntem noi singuri, putem să vedem și acasă anumite slujbe religioase și nu ne interesează. Nu, pentru că biserica este importantă pentru Hristos. Dacă azi ar fi ultima zi a vieții, ne-ar plăcea ca să fim într-un loc în care e adunarea. Dacă astăzi ar fi ziua luării bisericii, ne-ar plăcea să fim împreună cu adunarea. Dacă azi am ști că Dumnezeu ar da niște binecuvântări fantastice, extraordinare adunării, cu siguranță ne-ar plăcea să fim acolo în adunare. Însă adevărul este că Hristos va da binecuvântări adunării sale și noi ar trebui să pornim de la premiza și presupoziția asta și să fim acolo împreună cu adunarea Domnului Iisus Hristos, indiferent unde se strângea. Mai există și problema asta că poate ne așteptăm la niște lucruri spectaculoase, neobișnuite, când Hristos a hotărât de fapt să lucreze într-un mod normal, într-un mod obișnuit cu biserica. Unii oameni se duc la biserică și zic: Domnule, nu a fost nimic special astăzi. Nu a fost nimeni special, nu a predicat nimic special. Au predicat Biblia, frații s-au rugat, au cântat. Nu a fost ceva extraordinar. Nici nu trebuie să fie. Există un mod obișnuit al lui Dumnezeu de lucru și s-ar putea de la o săptămână la alta să nu vezi poate foarte mare diferență în comunitate sau în viața ta personală. Dar după o perioadă mai lungă de timp, progresul spiritual cu siguranță se va vedea. Anumite probleme, anumite lucruri care nu sunt cum trebuie în viața noastră, cu siguranță vor fi rezolvate dacă facem parte din comunitate și ne expunem tuturor metodelor Harului pe care comunitatea le are la îndemână ca să binecuvânteze pe cei care fac parte din ea. Da? Și binecuvântează, bineînțeles, datorită Harului Dumnezeu care curge prin metodele Harului, datorită Duhului Sfânt care a hotărât să lucreze prin metodele Harului. Mă refer la rugăciune, la închinare, la citirea cuvântului, la părtășia frățească,
la mărturisirea păcatelor și așa mai departe. Așadar, pe scurt, clipul acesta a fost menit să vă îndemne să nu neglijați adunarea, să vă îndemne, dacă nu faceți parte dintr-o adunare, să vă gândiți foarte serios la chestiunea asta, să vă îndemne să fiți serioși cu participarea, cu apartenența, cu membralitatea într-o biserică, să vă implicați, să fiți parte de acolo, să puneți umărul, să vă dați timpul, energia și viața pentru Biserica lui Hristos. Biserica lui Hristos este proiectul lui, este mireasa lui, este felul în care el a hotărât să lucreze în această perioadă și sub nicio formă, repet, sub nicio formă nu putem ignora lucrul ăsta fără să ne vătămăm pe noi înșine. Dacă spui rugăciunea Tatăl nostru, dacă o spui numai fără să te gândești foarte mult la ea, da? Și spui vie împărăția ta, facă-se voia ta, când spui vie împărăția ta, împărăția lui Dumnezeu se manifestă acum prin biserică. Biserica poartă interese în împărăției lui Dumnezeu. Și spui la plural, da? Spui Tatăl nostru. Al nostru a cui? A tău și a cui? Păi acolo este o rugăciune pe care Hristos o dat-o ucenicilor lui. Și se rugau la plural, da? Se rugau toți împreună ca să vină împărăția lui Dumnezeu. Toți împreună să facă voia lui Dumnezeu, da? Toți împreună să scape de ispite, să nu fie duși în ispite, să fie scăpați de cel rău, să aibă pâinea de fiecare zi. Este un proiect comunitar, o rugăciune comună. Asta înseamnă că biserica împreună se gândește la interesele acestea și personale și interesele comunității și interesele împărăției lui Dumnezeu și interesele lui Dumnezeu și împreună face un demers foarte serios pentru a împlini voia lui Dumnezeu. Împreună, ca și comunitate, da? Așadar, și simplu fapt că spui rugăciunea Tatăl nostru, pornești de la prespoziția, de la implicația sau de la premiza că tu faci parte dintr-o adunare cu care împreună dorești să faci să vină împărăția lui Dumnezeu, să se împlinească voia lui Dumnezeu, să se sfințească numele lui Dumnezeu, să faci parte dintr-o comunitate în care te interesează de viața spirituală a celorlalți, de problemele materiale a celorlalți, de nevoile pe care le au și, bineînțeles, să participi la împlinirea acestor nevoi. Așa că, pe scurt, iubiți adunarea, faceți parte dintr-o adunare, dați-vă silința, dacă nu faceți încă parte dintr-o adunare, să găsiți o adunare credincioasă, sănătoasă, adunarea Domnului Iisus Hristos care face voia Lui, pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu. Vă salut și sper să fiți deja în drum spre un loc în care credincioșii s-au strâns să-L întâlnească pe Hristos.